După zilele caniculare din ultima perioadă, asupra județului nostru va intra în vigoare un cod portocaliu de ploi, valabil până mâine dimineață. Începând de astăzi, 30 iunie, ora 14 până joi dimineață la ora 6, județul nostru se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează vijelii puternice, grindină și ploi abundente. Până mâine dimineață, la ora 6, județul nostru se află sub avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează vijelii puternice, grindină și ploi abundente. Facem apel la cetățeni să ia măsuri de curățare a șanțurilor și rigolelor în vederea evacuării normale a apelor pluviale. În situația manifestării vântului puternic, le recomandăm acestora să evite deplasările și să rămână în spații închise care le asigură protecția. Pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare și stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. În intervalul menționat sunt prognozate intensificări ale vântului cu rafale de peste 80-90 km pe oră, frecvente descărcări electrice și grindină. Aversele vor fi torențiale, iar cantitățile de apă vor depăși local 35-50 litri pe metru pătrat și izolat 60-70 litri pe metru pătrat.